Am pus puțin cam departe camera, dar cred că e ok. Bine te-am regăsit pe Breasla Haiducilor. Aceasta este ferma de gold pe care am făcut-o împreună cu Dark acum ceva timp și de atunci am stat foarte mult AFK cu speranța că va produce foarte multe diamante. Adică voi vinde aurul și morcov de aur ca să facem diamante, dar ai înțeles tu, nu trebuia să explic asta. Acum hai să vedem după ore întregi de stat AFK cât aur a produs. Am adus două șulcăre în cazul în care voi avea o grămadă de stecuri de blocuri de gold în acel cufăr, dar eu pariez pe 28 de stecuri. Aș aprecia să lași un comentariu în care să-mi spui câte stecuri de blocuri de gold crezi că se află aici. Și de ce zic blocuri de gold? Ei bine, în 1.21 s-au adăugat aceste craftere și nuggeturile plus ingăturile de aur vin în partea asta, se transformă automat, de fapt se craftează automat în blocuri. Acum eu am zis 28, aflăm în 3, 2, 1, 26 și 44. Mai foarte bine, nu mă pot plânge, deși mi se pare cam puțin pentru cât am stat AFK. Totuși am făcut level 532, dar o să-mi ajungă toate blocurile astea pentru a face o tonă de morcov de aur. Acum să dau o tură pentru a face și restocul la magazin. Să presupunem că nu era un guest în Nether care o tras în portal și o distrus toate astea, ok? Hai să presupunem că nu s-a întâmplat asta, deși nu știam că dacă un guest trage în portal, ajunge proiectilul pe partea cealaltă. Bă, măcar dacă mergea încolo, ok, nu contează, sărind peste treaba asta. Era un zid aici ieri, dar ce faci? Era un zid aici și, și pe partea asta. S-a săturat, a făcut zidul, a zis, bă, nu-mi place, îl dau jos și îl face încă o dată. Vai, cât de multe lucruri se pot întâmpla într-o singură zi. Acum, gold nu avem prin partea asta deloc. Am pus prețurile atunci cu Dark, 8 blocuri, un diamant și în partea asta un stec, un diamant. Văd că cineva a făcut deja o vânzare, dar nu vreau să vindem atât de simplu doar un stec, pentru că deja Ionuț face asta și dacă vrem de fapt să facem vânzări mai mari, trebuie o ofertă. De asta voi pune un șulcăr de morcov de aur la 24 de diamante. Îl voi intra și pe Puf, dar cred că ăsta e prețul corect. Iar acum hai să fac un pic stocurile pe aici, plus să transform toți morcovii ăștia în morcov de aur. Câteva minute mai târziu, toți morcovii ăia simpli s-au transformat în 45 de stecuri de morcov de aur. Însă, din păcate, am doar un shulker ca să fac acea ofertă cu un shulker la 24, ceea ce înseamnă că mai am de cumpărat o grămadă de morcov de la nenea Puf pe care să îi transform în aur, așa că voi da o tură până la el, chiar dacă nu e online, intră el într-un final. Până intră Puf să cumpăr mai mulți morcovi, voi lua o pauză, așa că am intrat pe Dice Dreams, unde te aștept în echipa șmenarii, deoarece duminică pe live voi extrage o persoană din echipă care va câștiga un cont de Minecraft Premium. Iar pe lângă asta, top 3 pe ziua de marți sunt Alexandru, David, Vleju și din cei care ajung pe aceste semne voi extrage încă un câștigător, așa că downloadează Dice Dreams de pe linkul din descriere și profită de ofertele lor pentru a ajunge cât mai repede în top 3. Gata pauza că a intrat Puf, merg să văd ce ofertă îmi face el la morcov. Se pare că n-am nimerit-o, Puf era cu șulcărele direct acolo la crăpoaica, ia uite că vine. Salut Puf! Hei! Salut! Nu m-am dus până la fermă degeaba crezând că acolo o să fii cu toate șulcărele de morcov. Nu, să știi, nu. Și te dor picioarele sau vrei o flecție la genunchi? Nu, că inițial am mers cu barca, dar e dezastru tunelul să mergi cu barca. Am căzut, fii atent, am căzut într-un Nether Fortress și m-am bătut cu dăștia. Și ai făcut rost de 3 capete? Nu m-am un cap, că am bătut numai vreo 5, dar a fost norocos, sincer. Eu m-am bătut cu altceva și am făcut rost de astea. Oh, nice, vreau să cumpăr, cât? Deocamdată n-am pus spre vânzare. Dar curând, cum s-ar zice. Okay. Însă, ia zi. Dacă tot ăsta, eu le-am adus între timp astea aici. Oh, perfect. Mamă, câte ai? 4. 4? Eu cam dată numai 4. Dacă mai trebuiau încă niște, uite, mai trebuiau 9 stecuri să-l umplu pe ăsta, de aia ziceam. Mai nu știu dacă ar trebui să fie crescuți morcovii pe acolo, pe la mine, pe la fermă. Cred, la cât am lucrat pe lângă ea, dar o să verific. E ok, 4 șulcăre din astea sunt perfecte. Să-ți dau șulcărele înapoi. Și cât zici că vrei pe... Pentru o muncă cinstită de fermier, fără TVA, fără adaosuri comerciale și chestii de astea, prețul din câmp, eu mă gândesc că vreo 12 diamante e suficient. Mă, eu zic că e perfect. Pentru fiecare în parte. A, 12. Acum... Bun, păi eu mă gândeam în felul următor, uite, dă și mie o părere, că sunt curios de părerea ta. Ce zici de oferta asta? Eu îți dau 12 diamante și să le vând cu 24 și oamenii să primească cu tot cu șulcăr. Păi câte sunt într-un? 1, 2, 3... Îți 27 de stack-uri. Îți 27, nu? Da, da, da. Păi, e o ofertă destul de bună, ținând cont de faptul că... Mulțumesc de cutii. Că crești mare? Ținând cont de faptul că... Ia stai așa, să... Totuși... Ok. Băi, Blue, mie mi se pare că e cam scumpă. Taci, bă, colpiri din gură, bă, nu mai te vorbi prostii. Da, bă, pufule, bă, că e mâncare. Bă, taci, bă, colpiri. Înțelegi? Adică... Da, da, da. Eu cred că e destul de bine, ținând cont de faptul că la Ionuț se vinde cu un diamant pe stack. Și aici primești și șulcărul, care șulcărul de obicei e acolo, vreo 5 diamante. Da, cam diamante. Așa, cam așa ar trebui să fie, 4-5 diamante, da. Ești destul, iasă lumea destul de bine, știi? Adică poți să vină să cumpere șulcăre și mâncare de la tine. Eu susțin, deci chiar la asta mă gândeam. Dacă zici și tu că e bine, atunci așa rămâne prețul. Și cât ar fi, stai, 48 trebuie să-ți dau eu pentru astea. 48 să fie. Da, 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 stai. Ce fac afaceri pe aici, nu e așa rău, să ne punem casca la loc. Da, cum? Foarte multe afaceri. Așa, 48 și atât, uite, îți las așa să fie. Să fie primit. Da, 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 un pic de bacșiș. Și acum să-mi iau masca de politician. Cum rămâne cu tunelul ăla? Da, nu vreau să vorbesc cu tine. Nu, cheamă pe Puf înapoi. Așa. Bă, ai văzut și tu că e dezastru, nu o să te duci pe acolo cu barca. Da, am văzut. Deci cam trebuie pus cel puțin ață pe jos, zic eu. Acum depinde de tine cum vrei să faci jos de ață, fie de la magazinul de lână, fie alte metode sumbre și sinistre. Ok, nu știu. Nu știu ce metode. Băi, nu știu, dar am auzit de pe la oameni de pe aici, pe server, că sunt în felul de din astea, de multiplică ața, de... și de la ce oameni ai auzit care au deja asta? Ia, să știu unde să mă duc. Mă, nu pot să zic. Au, creeper. Unde? Critic, jucător de Fortnite, dă-i! Gata, bun. Ala-i. Dă-i și la verde. Arz în flăcări tinere. Păi, nu știu sigur câte blocuri sunt dintr-un capăt în altul, sincer să fiu cu tine. Da. Multe oricum, aia clar. Nu, da. Vreo 2000. Ar fi, trebuie mulțite cu 3. Deci vreo 6000 de bucăți de ață. Yeah. Deci vreo 5 șulcăre de... ață, da. Yep. Da. Mamă, dar câți îți? Bă, dar ce cu... Dar și-o adus asta toată familia aici, da, mă. Pe bune. Trebuie să dăm și noi cu un pic de torțe pe aici. Uite, vezi, primul lucru pe care am să-l fac, am să luminez toată zona ca să nu mai apară mob pe aici. Faci lumini din aia jmechere. Da, cu silenterul, cu siltă de-astea, cu lumini cumpărate de la tine. Ca în gară. Da. Nu, ca în laboratoare așa frumos de pe jos, să apară lumina, albenz, LED. Bă, mă nebunești. Da, bun, deci nu știu de la cine să fac rost de ață. Oricum, mai trebuie să mă întâlnesc cu Panda astăzi. Sper să mă întâlnesc cu Panda astăzi și văd dacă fac rost. Da, bă, s-ar putea să aibă el ață, cred. Da, eu vreau villager de la el să discut un pic, dar vedem noi. Da, s-ar putea să aibă. Vezi un pic cu ce discuție ai cu el și știi, vezi tu aia, o mână se scarpină pe aia altă. Da, bun, deci atunci te rezolv eu cu tunelul să fie plin de ață pe acolo. Ești un dulce. Ok, și apoi ne înțelegem. Bun, gata cu politica pe azi. Așa. Nu, pleacă de aici, pleacă, du-te, am totem. Hai, Blu, că suntem prea timp de mult. Am totem, pleacă de aici. Acum de ce te tragi așa pe fund? Hai să ți-l arăt pe Wilson. Nu vreau, că Wilson a murit. Hai de mea. Hai numai fake Wilson. Da, lasă. Așa drăguț să fac rost de capul ăsta, e fantastic. Ale, am rupt. Data trecută când am discutat politică și alte treburi de genul ăsta, mă plimbam așa cu colpiri pe acolo, pe la conacul Dane și dintr-o dată a căzut un avion peste el. Adică Peter. Da. Aole, o să zic la Peter că l-ai făcut gras ca un avion. Explodat în fața mea colpir. El pe pod și itemele undeva în partea aia, în dreapta, pe lângă copaci. Ok. A fost funny. No, bine, atunci mă bucur că ai făcut rost de capul lui. Mă bucur că am făcut afaceri atât politice cât și cu morcovia aia. Mă pun acum să-i craftez, poate să dureze un pic. Hai un pic de treaba, adevărul este că spor la treabă. Mersi, mersi. Mă duc să trag un pui de somn că s-a obosit. Ok, noapte bună, bătrâne. Eu lucrez și noaptea că trebuie pentru bănuți. Cu ce am cumpărat de la Puf am reușit să craftez 5 șulcăre pline cu morcov de aur. O să iau pe ăștia 5 de aici. Și unde e celălalt? Așa, în total îmi lipsesc 4 steak-uri de morcov de aur și l-aș fi pus pe ăsta acolo. Dar aia e acum. Iau Envilu și te redenumesc pe tine un șulcăr 24 de diamante, da? Un șulcăr 24 ar trebui să fie un preț mai mult decât corect. Și voi lăsa doar un butoi aici, că dacă sunt multe după aia poate, cine știe, zic oamenii, bă, dar stai că în care butoi toate zgoale, unul și bun, pe care îl voi muta pe centru. După când aduc mere de aur o să pun pe stânga morcovii și pe dreapta merele de aur. Acum avem 1, 2, 3, 4 și cu 5. Mergem așa, 5 șulcăre, pot să păstreze oamenii șulcărul, iar acum, pentru prețul de la blocurile de gold, am vorbit cu Dark, un diamant, 8 blocuri, însă, îs foarte curios, Peter, cu cât vinde fierul. Că am povestit cu el, au zis că și-a deschis shop de fier, însă nu știu exact care sunt prețurile lui, așa că, teoretic, fierul îi mai folositor decât aurul, dar în același timp aurul este puțin mai rar. Și atunci dacă el vinde, să zicem, un stack de blocuri de fier cu cât să fie 2 diamante, atunci ar însemna 32 de blocuri un diamant și eu nu pot să vând 8 blocuri cu un diamant, trebuie să le mai scumpesc sau ieftinesc. Ia uite că în partea aia îi și vezi că arunc direct pe casă. Nu, am ajuns fix în spatele magazinului. Bun, să vedem prețurile de la fier. Pus în, nu știu ce legătură are ăla, dar să fie primit. Shop de fier, mamă, ce s-a distrat cu alea. Și acum, ingături, da? Cât avem? 3 diamante, stack-ul de ingături și blocuri. Avem 24 de diamante, stack-ul. Asta cât înseamnă? Stai că mă bate un pic. 24. Trebuie să fac un pic de matematică până ajung înapoi la magazin. După calculele mele din prețurile lui Peter, reiese că undeva la 3 blocuri de fier ar costa un diamant. Deci 8 blocuri de aur la un diamant, consider că e un preț corect, primești mai multe și pe lângă asta nici nu sunt atât de folositoare. Cu fierul faci hopere, hopere în general, însă cu aurul numai dacă vrei să craftezi niște mere de aur care oricum vor fi la vânzare acolo, eventual la o construcție. Deci 8 blocuri, un diamant rămâne. Acum, cât aur mai am eu? Destul de puțin, aș putea spune, dar voi umple cât de multe butoaie pot din astea. Din păcate sau din fericire, am umplut doar 3 butoaie cu blocuri de aur, mai am încă 7. Vai, o să am nevoie de vreo 2 șulcăre de blocuri, însă voi mai sta afeca la fermă când am timp. Și dacă tot sunt în partea asta, vreau să dau o fugă până la magazinul de sniffer, nu de alta, dar cred că deja s-a umplut double chest-ul de jos și poate am făcut ceva vânzări, deși nu cred că o cumpăra nimeni. Sniffer, 10 diamante să fie primite. Oare pot să înmulțesc pe ăștia? Dar n-am pe aici. Să fac rapid rost de... Da, uite, am aici un sniffer egg, foarte bine. Am făcut restocul. Și la flori, nu cred că s-a luat nimic, m-am plătit și extra băieții, bă, da proste să fie primit în partea asta. Că am văzut florile alea din end, deci o cumpărat băieții pentru end, superb, vânzări ca lumea astăzi. Am stricat 48 de diamante, am făcut rost de un stack, ceea ce e perfect. Și să-l las aici. Am 14 blocuri de diamant și am început ziua cu vreo 12, deci suntem bine. Încet, încet se vor vinde și morcovia aia de aur după ce fac puțină reclamă. Dar acum mă interesează să fac restocul aici la flori, poate mai cumpără cineva. Nu știu cum s-a întâmplat asta, dar am mai multe găini decât sniferi în spațiul ăsta pentru sniferi. Nu știu cum s-a întâmplat, probabil băieții au mai spart ouă când le-au găsit, dar am și un porc, Porky Pig. Salut, salut, bine, sănătos, îți place aici? Ah, ok, nu-ți place aici, bine, te descurci tu să ieși, dacă nu te lasă cineva, aia. Oricum, revenind la treburile noastre, am refăcut stocul în partea asta pentru Pitcher Flower, aici pentru Torch Flower și am rămas cu câte 40 de bucăți, 2 de sniffer să fie acolo și jos de tot, din ceea ce am putut observa, momentan încă e bine, să putea și mai rău, dar ferma funcționează nu atât de repede și am un double chest plin, plus în partea asta încet încet se umple, stai așa ca să fac în felul ăla, gata, am rezolvat și pe viitor, probabil până la finalul sezonului, mai pun acolo vreo 2 double chest-uri, dar important este că s-au făcut vânzări, am făcut restocul și pot pleca de pe aici. Și am ajuns în locul de unde am început acest videoclip, mai exact ferma de gold, pentru că în partea asta se adună blocurile de aur pe care le craftează autocrafterele. Însă, lângă este acest sistem care umple șulcăre cu Rotten Flesh și în partea asta sunt peste 30 de șulcăre pline cu Rotten Flesh. Nu cred că am pe unde să le pun pe toate, mamă, n-am. Însă vreau să golesc cât mai multe dintre ele, așa că le voi duce la singura persoană care știu că are atât, cum se numesc ăștia, atât clerici cât și fermieri. Iar persoana respectivă este Panda, de asta i-am spus lui Puf că mai târziu voi trece pe la el, dar din păcate momentan nu este online, așa că doar voi lăsa șulcărele ascunse undeva pe aici. Unde erau villagerii ăia? Stai așa, aici erau villagerii, perfect, și parcă are, nu? Ceea ce mă interesează pe mine, câți ies în partea asta, da, are clerici, dar nu are fermieri. Aoleo. Mă rog, atunci, da, stai, dacă nu are fermieri, cel mai probabil voi face o zonă, da, dacă nu are fermieri, voi face o zonă la magazine. Aoleo, stai un pic, asta nu era aici? Salut, salut podule! Mamă, când a apărut podul ăsta aici? Interesant, și îmi place modul în care face Panda construcțiile, că vin așa scări de la un nivel la celălalt și bam, au pus un zid, cum făcuse și în zona asta. E chiar interesant modelul și stilul ăsta de a lucra. Da, ia uite, mamă, poți merge cu căluțul de la insula lui până dincolo și vezi mânuța lui Ganicus. Bă, ce tare, trebuie să facem ceva și acolo pe munte, să se vadă frumos. Ia uite, imediat ajungem și la zona de magazine. Iar în partea asta, nu vreau să dau spoiler, spuneau băieții ce vor să construiască, dar va veni un drum dintr-o parte în cealaltă. Numai bine, să cumpăr și eu un cal, mergem pe jos, se vede frumos, în afară de chestia asta nu se vede frumos, dar voi face aici, revenind la treburile noastre, voi face aici un double chest, undeva mai ascuns, cred că acolo cumva, sau ia uite, sub astea. Atât, voi face un double chest unde să las toate șulcărele cu Rotten Flesh. Salut, guestule, salut, salut. Da, aparent cred că acum o mai spart din billboard-ul ăla. Vai, hai să aflăm. Da, exact, guest-ul ăla se spawnează spre Ionuț. Bine, guest-uri se spawnează spre Ionuț și trag în tăbliță, fără semne, aia acum o să le rezolv cu altă ocazie. Revenind la treburile noastre, că mă tot iau cu altele, am pregătit exact aici un double chest plin cu șulcăre. Gata, nu se vede, e ascuns acolo și ce urmează să fac, voi aduce 2 villageri din partea aia, îi înmulțesc și fix în partea de jos voi face trade-uri. Rotten Flash-ul transformat în emeralde, emeraldele transformate în merele, merele transformate cu aur în mere de aur. Și atunci pot pune aici mai mult. Interesant, pot pune multe șulcăre cu golden carrots. Perfect, deci dacă aduc villager jos și pun la muncă, vom face o tonă de bani cu acest magazin. Numai trebuie să aduc villager.